Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la Focus. Un tânăr de 19 ani și-a dat foc în fața unui liceu din Râmnicu Vâlcea. Se pare că băiatul ar fi pierdut 3.000 de lei la jocurile de noroc. O nouă rundă de negocieri în a treia zi de grevă în învățământ. Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu merg astăzi la sediul sindicatelor. Și a fost din nou cutremur în Arad, seismul de 4,3 pe Richter a avut loc puțin după ora 19 și a fost urmat de alte 4 replici. A fost din nou cutremur în Arad, chiar dacă a fost mai mic decât cel de luni, seismul de aseară i-a speriat pe cei care locuiesc în oraș, pentru că nu au mai trăit așa ceva până acum, mai ales că mișcarea pământului s-a repetat 2 zile la rând. Cutremurul, care a avut 4,3 grade, a avut loc puțin după ora 19 și a avut alte 4 replici. Arădenii au avut parte în doar 2 zile de 11 cutremure. 2 dintre ele au depășit 4 grade pe Richter. Dacă cel de luni a avut o intensitate de 4,7, aproape 24 de ore mai târziu a mai venit unul, de 4,3 grade. Eram acasă pe canapea și mă uitam la televizor și atunci am simțit o zguduitură puternică. Inițial am crezut că a explodat ceva, a trecut ceva, stăm aici pe Lucian Blagă și am crezut că a trecut ceva, utilaj greu sau ceva. V-a speriat? Da, sincer, da. Am simțit o mișcare de podea și un zgomot foarte, foarte interesant a fost. Un vuiet. V-a speriat? Normal că te sperii, nu poți să stai pasiv. Am încercat să ieșim repede afară. Eram acasă sau la parter și am simțit vibrații, mă jucam și nu m-am simțit că se mișcă tot, se scuduie dulapul. După parcă am tot simțit vibrații încă vreo 20 de minute în continuu, foarte mici. Unii dintre localnici se gândesc deja la teoria conspirației, având în vedere că zona județului Arad nu a fost până acum una cu risc seismic, iar acum, în doar 2 zile, au avut parte de 11 cutremure. Le produce cineva, că le face cineva, așa, dintr-o, și exact chiar și ieri seară tot așa, 8 și ceva, acum seara 7 și ceva, adică, nu știu, mi s-a părut foarte ciudat. Șefii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad spun că în urma misiunilor de recunoaștere pe care ISU le-a făcut după seisme, nu sunt urmări negative. Profesorii se vor întâlni astăzi din nou cu premierul Ciucă, după ce ieri reprezentanții elevilor și părinților care au mers la guvern nu au obținut nicio soluție concretă. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea Amalia Chiriță. Amalia, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, Livia. La ora 17, premierul se va întâlni din nou cu sindicaliștii din educație pentru a găsi o soluție în contextul grevei. Nicolae Ciucă spune că astăzi trebuie neapărat să ajungă la o soluție. Acesta a adăugat că este inadmisibil ca un profesor la începutul carierei să câștige un salariu net de 2.500 de lei. La negocierile de astăzi nu va fi prezent liderul PSD Marcel Ciolacu. În schimb, vor participa ministrul Muncii Marius Budăi, ministrul Educației Ligia Deca și probabil va ajunge și ministrul Finanțelor Adrian Căciu. Aceasta este deja a treia zi de grevă în care profesorii nu mai predau în școli. Pentru a încheia greva, dascălii cer creșterea salariilor pentru debutanți de la 2.500 de lei la 4.000 de lei. Cei cu vechime ar trebui să câștige până la 7.000 de lei. La discuțiile de ieri, guvernanții le-au propus doar niște stimulente profesorilor debutanți și celor din medii defavorizate. Răspunsul a venit din nou, profesorii nu vor încheia mediile elevilor. Dacă nici după discuțiile de astăzi nu se va ajunge la o soluție, profesorii vor organiza mâine un nou protest în fața guvernului, la care vor participa 15.000 de oameni. Livia? Peste 3.000 de cadre didactice au ieșit în stradă la Iași din cauza salariilor mici și al celorlalte minusuri din sistemul de învățământ. Este cel mai mare protest al celor din învățământul preuniversitar ieșan de până acum. Colega mea Daria Diaconiuc știe care sunt revendicările profesorilor. Daria, te ascultăm. Bun găsit! Cadrele didactice au umplut piața din fața prefecturii județului Iași, dar și străzile din apropiere. Oamenii spun că cer majorarea salariilor personalului din învățământ în conformitate cu importanța muncii prestate. Astfel, ei mai spun că salariul unui profesor debutant ar trebui să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie. Mai susțin protestatarii, totodată ei spun că salarizarea întregului personal didactic
de predare ar trebui să se realizeze în mod progresiv în raport de funcție, de studii, de vechime, dar și de gradul didactic. De asemenea, profesorii care au ieșit în stradă cer o indexare anuală a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflației, mai cer și plata orelor suplimentare făcute de personalul didactic auxiliar și nedidactic, dar și acordarea sporurilor pentru condițiile de muncă pentru personalul din învățământ. Cei prezenți astăzi la protest sunt de la unități de învățământ din Iași, dar și din județ, unde spun ei că situația este mai grea, fiind nevoie inclusiv de plata navetei. Atât de aici. La revedere! Mulțumesc, Daria. Un tânăr de 19 ani și-a dat foc în fața unui liceu din Râmnicu-Vâlcea. Pompierii au ajuns de urgență acolo și au stins flăcările. Din păcate, băiatul nu a putut fi salvat. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul. Carmen, bună ziua. Ce s-a întâmplat mai exact? Bun găsit, Livia. Polițiștii au reușit să afle ce a făcut acest băiat înainte să își dea foc. Se pare că de dimineață, la prima oră, ar fi mers la o benzinărie din zonă. De acolo a cumpărat 1,5 litri de benzină și după a mers în fața liceului unde a avut loc și tragedia. Odată a ajuns acolo și a dat foc. Oamenii care se aflau în zonă au privit neputincioși scenele de groază. Au sunat însă la 112 și la fața locului au ajuns de urgență pompierii care au stins flăcările. Medicul însă a încercat să-l salveze pe băiat, dar nu a mai avut cum și a fost nevoit să declare de ce. Băiatul a fost identificat abia după ce autoritățile au privit imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Polițiștii fac acum cercetări și încearcă să afle de ce băiatul a recurs la acest gest. Mama lui spune că a plecat de dimineață de acasă, i-a spus că urmează să se vadă cu niște băieți și apoi trebuia să meargă la un restaurant acolo unde urma să se angajeze. Se pare însă că băiatul ar fi fost supărat după ce a pierdut suma de 3.000 de lei la păcănele. Nu a mai găsit nicio cale de scăpare, așa că a decis să își pună capăt zilelor. Un caz șocant a avut loc și în Timiș și un bărbat de supărare a distrus toate aparatele de noroc dintr-un bar din zona respectivă. Psihologii spun că dependența de jocurile de noroc este foarte periculoasă și poate afecta foarte mult oamenii și în special tinerii care nu știu să gestioneze situația. Însă, cu mai multe detalii despre acest subiect, revin la Focus 18, Livia. Mulțumesc, Carmen. Un cunoscut manelist din Prahova a murit în condiții suspecte după ce a fost încătușat, dus la secție și ulterior la spital. Tânărul provocase un accident în trafic. Pentru că avea un comportament agresiv, bărbatul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice. S-a stins însă după ce a ajuns în unitatea medicală. Sunt și voci care spun că bărbatul ar fi făcut stop cardiorespirator din cauza unei supradoze de droguri. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Sunt imagini filmate de un trecător cu momentul în care oamenii legii încearcă să-l imobilizeze pe manelistul care devenise extrem de recalcitrant. Se întâmpla la doar câteva minute după ce provocase un accident pe o stradă din Ploiești. Potrivit anchetatorilor, manelistul a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a lovit o altă mașină, dar și o conductă de gaze. Întrucât bărbatul manifesta un comportament posibil al substanțelor psihoactive, polițiștii rutieri au procedat la imobilizarea și încătușarea acestuia, ulterior fiind condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge. Numai că odată ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, bărbatul a intrat în stop cardiorespirator. A fost preluat în spațiul de resuscitare, s-au practicat manevrele de resuscitare obișnuite în astfel de situații. Din păcate, au fost fără rezultat, s-a declarat decesul. Trupul nesuflețit al artistului a fost dus la Serviciul de Medicină Legală pentru Necropsie. Reprezentanții IJP Prahova spun că rezultatul acestei a arătat faptul că moartea a fost non-violentă și a fost cauzată de o insuficiență cardiorespiratorie acută pe fondul unei cardiomiopatii hipertrofice. Astfel, nu au fost constatate leziuni traumatice care să aibă legătură de cauzalitate cu decesul. Surse din anchetă spun că manelistul ar fi intrat în stop cardiorespirator din cauza unei supradoze de droguri. Tony de la Ploiești avea 31 de ani și era un cântăreț extrem de apreciat în lumea manelelor. Familia se pregătește acum de mormântare. Dacă mergeți în vacanță în Franța, ar trebui să știți că țara a interzis zborurile interne pe distanțe scurte, acolo unde sunt disponibile trenuri. Cine și de ce a luat această decizie? Aflați imediat la Focus. Darius Vâlcov s-a predat ieri în Italia. El fugise în această țară în urmă cu 3 săptămâni. Colegul meu, Cristian Cosmaciuc, vine cu mai multe detalii. Cristi, bună ziua, te ascultăm.
Bun găsit! Fostul ministru de finanțe dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, s-a predat la o secție de poliție din orașul italian Napoli. Faptele pentru care Vulcov a fost condamnat ar fi fost comise în urmă cu mai bine de 10 ani, pe când acesta era oraș al municipiului Slatina. La acea vreme ar fi încasat peste 1,5 milioane de euro de la omul de afaceri Teodor Berna, după ce a intervenit pentru ca acesta să câștige mai multe contracte cu autoritățile publice. Organele legii din România aveau informații că Vulcov ar fi fost în zona Milano, unde avea stabilite interese de afaceri încă de dinainte să fie condamnat definitiv. Procesul în urma căruia Darius Vulcov a fost condamnat la închisoare a durat 8 ani. Vulcov este ultimul pe o listă lungă de condamnați fugari care și-au găsit refugiul în Italia sau Grecia. Cei aflați în Italia își deschid afaceri în această țară, plătesc taxe și angajează avocați scumpi pentru a încerca să evite extradarea în România. Livia? Mulțumesc, Cristi! Zeci de părinți au reușit să păcălească statul român în ultimii 3 ani și au primit indemnizații uriașe pentru creșterea copilului fără să muncească măcar o zi. Se angajau la firme fantomă și prin contracte false aveau salarii care ajungeau și la 7.000 de lei. Banii primiți din indemnizații, adică 85% din salariu, îi împărțeau cu patronii acestor firme. Astfel, prejudiciul a ajuns la peste 1 milion de euro. 48 de mame și 10 tați au încasat de la stat bani fără merit și fără să miște un deget. Totul a început în 2020, dar abia acum părinții escroci au fost prinși de polițiști și duși la audieri. În acest caz vorbim despre o metodă foarte bine pusă la punct. Oamenii care aveau firme mici sau chiar firme fantomă mergeau în zonele Chitila și în Ferentari și le băteau la ușă oamenilor care aveau copii mici. Le propuneau să-i angajeze la ei la firmă și le făceau contracte în așa fel încât beneficiarii să primească lunar 85% din salariu. Și vorbim aici despre un salariu mare, între 5.000 și 7.000 de lei. Odată ce acești bani intrau în cont, erau împărțiți. Jumătate mergeau la patronii firmelor, iar jumătate la părinți. În acest fel, statul român a suferit un prejudiciu de ordinul milioanelor de lei. Părinții erau angajați pe diferite funcții, de la secretare la funcții de conducere, iar posturile erau decise în funcție de prieteniile cu patronii firmelor. Ca să ia bani degeaba, unii apar și ca vânzători la magazine de haine sau lucrători în spălătorii auto. Aceștia ar fi depus acte false care să le ateste fie calitatea de angajat, fie cuantumul veniturilor. Până la acest moment, prejudiciul este aproximat la undeva la 5.500.000 de lei. Patronii firmelor care au angajat urmează să fie identificați de polițiști. Ulterior vor fi duși ei la audieri. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au pus în aplicare 58 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, uz de fals și fals în declarații. Infracțiunile comise de părinți au fost descoperite de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială în urma verificărilor făcute la Inspectoratul de Muncă și ANAF. Spitalul de urgență din Brăila a rămas fără telefonie fixă și fără internet. Este haos. S-au împărțit telefoane mobile în secții pentru ca aparținătorii să poată afla informații despre pacienți și totul după ce hoții au furat din nou cablurile de telecomunicații. Este a doua oară în doar 5 luni. De data aceasta au acționat într-o canalizare. Miza ar fi cuprul din care sunt confecționate, spun polițiștii care îi caută acum pe făptași. Angajații spitalului din Brăila au constatat că centrala telefonică era nefuncțională, la fel și internetul. Inițial au crezut că e o defecțiune, însă atunci când au contactat compania de telefonie și-au dat seama că de fapt cablul de telecomunicații lipsea. Ne-au informat oficial prin hârtie că totul se datorează unei avarii, înțelegem furt, al unui cablu. Sigur că spitalul este o problemă în momentul în care nu poate comunica cu exteriorul sau cu alte spitale. A doua oară când se întâmplă... Hoții ar fi intrat prin canalizare ca să ajungă la cabluri. Pe aici au coborât, da? Da, păi prin altă parte nu avem pe unde. Avem cablu, punem înapoi, face legătura cu spitalul. Acum băgați cablu de internet sau... Toate să bagați. Și telefonie fixă și internet tot. Au cuplu. Are cuplu în el. Cuplu, din cauza cuplu. Poliția a deschis dosar penal pentru furt calificat. Persoane necunoscute ar fi sustras 110 metri de cablu de telecomunicații. Pe brăileni nu-i mai miră nimic. Ca aparținătorii pacienților să mai poată la legătura cu personalul din spital, au fost puse pe secții mai multe telefoane mobile. Se fură tot. Nu mai cablu. Nu-i nimic nou. În țara asta se fură orice. Vă dați seama că cine fură nu are prea multă minte.
Pe lângă spital au fost afectate din cauza cablurilor furate și blocurile din zonă. Un bărbat din Tulcea a găsit în grădina casei sale un proiectil de aruncător de granate din al doilea război mondial. Proiectilul era în stare de funcționare, iar bărbatul a anunțat imediat pompierii. ISU Tulcea a trimis pirotehniști în curtea omului, dar aceștia au ridicat în siguranță muniția explozivă. Cât timp militarii au manevrat proiectilul, localnicii din casele învecinate au fost sfătuiți să nu iasă afară. Lovitura de aruncător a fost transportată la depozitul de muniție și urmează să fie distrusă. La Constanța, un agent a fost luat la rost de trecători după ce a parcat mașina de poliție pe locul destinat persoanelor cu dizabilități. Certat de femeia care îl filma, polițistul s-a scuzat și a spus că nu a văzut că locul este destinat special. Greu de crezut atâta timp cât pe asfalt era desenul specific persoanelor cu handicap. Imaginile au ajuns și la superior, care îl cercetează disciplinar. Aveți vreo urgență de a parca pe handicapați? Sau aveți voie? Nu înțeleg ce spune. Sunteți parcat pe locul pentru persoane cu dizabilități. Bravo, am crezut asta de aici. Serios? Nu v-ați dat seama? Da. Observat, că nu mi-e greu. Cum puteți să spuneți că n-ați observat? Nu sunt din Constanța. S-a întâmplat în centrul orașului, o zonă cu multe magazine, străzi înguste și puține locuri de parcare. Pietonii care se aflau în trecere la ora prânzului s-au revoltat și s-au alăturat femeii care l-a filmat pe agent. Culmea este că v-am și prins când ieșeați din magazinul Tomis foarte relaxat și ați parcat, aveți loc în față de parcare. Nu cunoașteți legile? Este o variantă plauzibilă asta? Nu am remarcat, îmi cer mii de scuze. Da, și la mine de ce nu merge când îmi cer scuze că parchez într-un oraș în care nu avem unde să parcăm? Discuția dura câteva minute, iar la final polițistul s-a urcat în mașină să plece. Femeia a spus că va pune filmulețul pe internet. Pe dumneavoastră cine vă amendează, vreau și eu să știu. Imaginea a ajuns și la conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, iar o anchetă este în desfășurare. La nivelul instituției noastre, în cauză au fost demarate verificări prin biroul control intern al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, cu privire la aspectele sesizate, urmând a se lua măsuri legale. Cel mai probabil, polițistul va fi sancționat cu un avertisment. De anul trecut, amenzile pentru cei care parchează pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități s-au majorat și sunt cuprinse între 2.000 și 10.000 de lei. Inconștiență fără margini în trafic la Galați. Un copil de 13 ani s-a cățărat pe geamul din spate al unei mașini în timpul mersului, punându-și astfel viața în pericol. Atenționat de alți șoferi din trafic, tânărul de 19 ani care conducea mașina a oprit și a spus copilului să intre în mașină. Imaginile surprinse de camera de bord a unui alt șofer au ajuns și la polițiști. Identificat după numărul de înmatriculare, șoferul vinovat a fost amendat cu suma de 725 de lei pentru că nu avea pasagerul asigurat. În urmă cu doar 3 zile, un caz asemănător a avut loc la Suceava. Aici, doi tineri s-au dat în spectacol în același mod pe străzile orașului, iar polițiștii i-au amendat cu 3.500 de lei. Șoferului i-au reținut certificatul de înmatriculare a mașinii. Cea mai mare platformă de streaming din lume, Netflix, care este și preferată de mulți români, introduce o taxă suplimentară. 2,90 euro pe lună va fi taxa pentru conturile care sunt împărțite și cu alte persoane. Platforma a început deja să înștiințeze și pe utilizatorii români de noua taxă. Inițial, Netflix a introdus această taxă doar în câteva țări. Este aproape cât abonamentul total pe alte platforme, precum Amazon Prime sau HBO Max. Este blocaj în coaliția de guvernare. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că își depune mandatul vineri, asta în condițiile în care Marcel Ciolacu refuză să preia conducerea executivului până când nu vor fi rezolvate problemele grevei din educație și a pensiilor speciale. Ciucă a mai anunțat că după ziua de vineri va decide dacă va mai rămâne sau nu în guvern. Singura certitudine este că viitorul guvern va avea 18 ministere. Astăzi președintele Iohannis a anunțat că pe 30 mai se va încheia rotativa. Se consumă ziua de vineri și voi lua o decizie. Până luni voi lua o decizie. Există în momentul de față discuții, negocieri, astfel încât fie există varianta protocolului, fie negocieri și reasumare de ministere la nivelul fiecărui partid din coaliție.
România este obligată de CEDO să recunoască familiile formate din persoane de același sex. Decizia vine la 4 ani după ce 42 de persoane au dat în judecată statul român. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a descoperit că în două cazuri România a încălcat articolul 8 din Convenție, care se referă la protejarea vieții de familie. Conform CEDO, aceste familii formate din persoane de același sex trebuie să fie recunoscute și să li se ofere drepturi egale. Reprezentanții Accept, asociația care a făcut petiție, cer acum modificarea codului civil pentru recunoașterea acestor căsătorii. Și Patriarhia Română a reacționat. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, susține că decizia reprezintă un element destructurant al ordinii morale și spirituale din societate. Străzile nu sunt asfaltate, de utilități nici vorbă, însă va avea cea mai mare cruce din România. Vorbim despre o comună săracă din nordul țării, unde va fi amplasat un monument care va fi vizibil de la 10 de kilometri distanță. Monumentul costă 2 milioane de lei, în condițiile în care comuna va încasa anul acesta din taxe și impozite doar 1,7 milioane. Comuna Ibănești este la 40 de kilometri de municipiul Botoșani. 4.000 de oameni locuiesc aici. Toți sunt peste vârsta pensiei. Tinerii au plecat la muncă în străinătate. Edilul Romică Magopeț vrea totuși să pună comuna Culițe Pustii pe harta țării. Va construi un monument pe cel mai înalt deal din județul Botoșani. Crucea va fi amplasată pe dealul Măgura, cel mai înalt punct din județul Botoșani, cu o altitudine de 385 de metri. Va fi construită din confecții metalice cu elemente zăbrelite și va avea aproximativ 42 de metri înălțime și 20 de metri lățime. De asemenea, în jurul monumentului vor fi amenajate alei și bănci. Costurile totale ale investiției vor ajunge la 2 milioane de lei. Am luat această decizie împreună cu cetățenii și Consiliul Local pentru a construi un monument, un monument dedicat credinței, împreună cu specialiștii din toate domeniile de activitate, inclusiv proiectanți, s-a ajuns la concluzia că aceasta este dimensiunea optimă pentru acest monument. E un monument din metal dedicat credinței, spune primarul. Crucea uriașă va fi adusă pe bucăți și montată la fața locului. Monumentul va fi vizibil pe timp senin, chiar din Botoșani. Deci localitățile din vecinătate, da, vor avea vizibilitate totală. Aici a fost mai de mult o mănăstire, a fost o cetate a lui Ștefan cel Mare și încercăm să redăm frumusețea locurilor de odinioară. În Ibănești de Botoșan nu sunt drumuri asfaltate, nu e canalizare, nu sunt gaze, nu sunt tineri, nu sunt copii, dar e multă mândrie locală. De aici pleacă și harta țării din nordul Moldovei. Un lucru foarte bun. Zic eu că e ok pentru credința și responsabilitatea noastră, care e o dorință bună lui Dumnezeu. Sincer, nu știu dacă era necesar, dar cred că era un lucru bun. Pentru comunitate înseamnă un gest de omagiu. Și asfaltă e bun, e bun și asta. Banii pentru investiție vor fi asigurați în totalitate din bugetul local. Primăria va scoate lucrarea la licitație. Tramvaiele vechi din București primesc o nouă față, dar și noi dotări. La începutul anului, Consiliul General a aprobat o majorare de capital social a Societății de Transport București de aproape 50 de milioane de euro, bani care sunt folosiți pentru modernizarea a 70 de tramvaie. În timp ce primele dintre ele sunt deja pe linii, altele sunt în uzina STB din București, în plin proces de recondiționare. Ele vor avea parte de accesibilitate sporită pentru persoane cu handicap, scaune noi, afișaj electronic și aer condiționat. O echipă Focus a filmat procesul prin care tramvaie vechi și de 50 de ani sunt transformate într-unele moderne, pregătite să circule alți 10 de ani pe liniile din capitală. Cum arată noile vehicule, toate facilitățile noi, precum și întregul proces de modernizare, le vedeți la ora 18 la Focus. Sunt foarte puțini români care să nu se fi gândit măcar odată să-și schimbe actuala locuință într-una verde. În anii trecuți, ideea părea de domeniul fantasticului și intangibilă financiar. Anul acesta, însă, programul Casa Verde Fotovoltaice a avut alocate doar pentru București și Ilfov fonduri de aproape 100 de milioane de lei, care s-au epuizat în doar 9 minute. Interesul a fost la fel de mare și în centrul țării. Bugetul a fost epuizat în 3 minute.
87.500 de gospodării vor putea primi sprijin financiar pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice. Toate vor ajunge să aibă costuri reduse la energie electrică. Este interesant, din punctul meu de vedere, să ai acasă sistem de producere a energiei, adică să fii cât de cât să-l produci acolo unde îl consumi. Din punct de vedere tehnic este foarte avantajos și foarte normal. Firmele din România care montează astfel de panouri spun că cererea este în creștere în ultima perioadă. Este o zonă verde care ne place, este un domeniu care, deși este acum la început, are o creștere incredibilă și un lucru care mi-a plăcut tot timpul să-l spun, evoluția tehnologică este atât de mare și de galopantă în fiecare zi, încât putem face comparația că cel care a inventat becul n-a perfecționat lumânarea. Autoritatea Fondului de Mediu spune că prin programul lansat va putea sprijini consumatorii casnici cu o parte din bani. E vorba de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor, dar nu mai mult de 20.000 de lei. Iar utilizatorii pot deveni și prosumatori, adică pot livra surplusul de energie produsă în rețeaua națională. E un program așteptat de foarte mulți cetățeni care vor să devină prosumatori. Acum rămâne de văzut cum va funcționa, pentru că, din păcate, după cum știm, celelalte ediții au avut mari probleme, s-au dat banii cu întârziere. După părerea mea, a deveni prosumator nu este chiar pentru toată lumea. Dacă, într-adevăr, stai la casă și ai un consum de peste 300 de kWh pe lună, atunci da, este o idee foarte bună să devii prosumator, astfel încât să poți să îți micșorezi factura la energie. Mari jucători de pe piața de energie au încercat marți la Cluj, într-una din cele mai mari conferințe din domeniu, să găsească variante optime de scădere a facturilor, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii, ambele categorii fiind lovite de explozia prețurilor. Să vezi cum un cowboy urmărește un vițel. N-ar fi ceva neobișnuit dacă am vedea asta la o fermă, doar că imaginile au fost surprinse pe o autostradă din urmărit animalul care era dispărut de o lună și jumătate, timp de 7 ore. L-a prins în lasou abia când au ajuns pe autostradă. Camera de bord a unei mașini de poliție a surprins întregul moment. Franța a interzis zborurile interne pe distanțe scurte acolo unde sunt disponibile trenuri. Hotărârea omologată ieri privește călătoriile care pot fi efectuate în 2 ore și jumătate cu trenul. Franța încearcă astfel să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Această decizie a fost criticată de sindicaliștii din aviație, care spun că preocuparea oficialilor francezi este doar de fațadă, fără a avea efecte concrete reale. E deja tradiție celebrul festival de la Cannes, de tonul și în modă. Vedem tendințele de pe covorul roșu în câteva clipe. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Să treci pragul medicului estetician era un subiect tabu, dar vremurile s-au schimbat și astăzi tot mai mulți români merg la medicul estetician pentru mici tratamente menite să-i facă să se simtă mai bine în pielea lor. Invitatul meu de la această oră avertiza însă într-un interviu că cel mai mare dușman al frumuseții este perfecțiunea, sau mai degrabă goana după ea. Medicul Iancu Morad este astăzi în platoul Prima TV și îi spun bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc eu pentru invitație. Așa este? Frumusețea, perfecțiunea este cel mai mare dușman al frumuseții? Să știi că așa este, că întotdeauna avem niște pacienți care întotdeauna le deranjează către un mic rid care nici măcar nu este vizibil, sau o cantitate mică de grăsime care nici nu vedem despre unde este, unde este localizată. Astfel că, într-adevăr, goana asta după perfecțiune nu cred că este corectă. Poate că și rețelele sociale contribuie în sens negativ la toată treaba asta? E de discutat negativ sau pozitiv, dar clar că au o legătură strânsă de creșterea sau de explozia care vedem noi în ultimii ani, datorită faptului că din ce în ce mai multe persoane apelează la consultate sau la tratamente sau operate estetice, mai ales persoane mai tinere, care până acum erau mai
puțin persoane din categoria asta de vârstă. Astfel că, într-adevăr, social media, filtrele au ajutat foarte mult la explozia și la cererea din ce în ce mai mare. Deci a scăzut vârsta femeilor, să zicem, care se adresează clinicilor de înfrumusețare? Femeilor și bărbaților, să știți. Și bărbaților. Că din ce în ce mai mult presiunea bărbați, este și acolo? Cu siguranță, da. Normal că predomine sexul feminin care apelează la tratamente, dar și bărbații au devenit din ce în ce mai atenți la aspectul lor fizic. Dacă femeia știe exact ce vrea să facă, în mare, domnul doctor, vrem să arătăm mai odihnit și așa mai departe, bărbatul știe exact ce îl deranjează. Domnul doctor, mă deranjează ciarcănele sau nasul. Este o categorie foarte interesantă de analizat. Spuneați, deci, că a scăzut vârsta doamnelor, să zicem, care vă trec pragul, de la cât la cât? Cam cu câți ani a scăzut această vârstă? Să știți că dacă în trecut am avut mai puțin persoane între vârsta de 16, 17, 18, 20 de ani care au tratamente, astăzi vedem pacienți care vin măcar la consultație pentru fel de fel de probleme. Nu discutăm acum de modificarea feței, să ne înțelegem. Vorbim de niște cicatrici de acne, acne în sine, lucru care le deranjează și își doresc măcar un sfat de la un specialist cum se trateze acasă. Adolescentele pe vremuri își tratau acnea acasă, cu diverse creme, cu diverse măști. În ziua de azi există o soluție mai rapidă, mai eficientă pentru această problemă? Să știți că de obicei la persoane adolescenți e vorba și de probleme, niște schimbări hormonale. Astfel că noi acasă nu putem să eliminăm în totalitate. Dar da, odată ce îngrijim corect tenul, odată ce tratăm corect tenul, putem măcar să scădem rata de apariție cicatricelor de acne în viitor, care de fapt pentru asta vin majoritatea persoanelor la vârsta de 25-30 de ani, că au suferit de acne și acum le deranjează cicatricelor rămase. Spuneați că a explodat numărul intervențiilor estetice. Care sunt tendințele în 2023? La ce apelează cel mai mult româncele și românii? Să știți că discutăm în continuare la tratamente mini-invazive. Persoanele sunt foarte active. Își doresc tratament rapid, fără anestezii, fără durere, cel mai important, fără timp de recuperare, că se întorc la muncă imediat după, dar normal cu niște rezultate spectaculoase. Sunt tratamente rapide, care putem avea un rezultat foarte plăcut în doar câteva minute. Ce tratamente? Despre ce vorbim? Discutăm de modelarea pomeților, discutăm de conturul mandibular, lucru care de în ce în ce este mai cerut, în continuare eliminarea ridurilor de expresie cu toxina botulinică sau o modelare ușoară cu un rezultat natural, mai mult rejuvenare de buze. Ați vorbit despre toxina botulinică și știu că există acum o idee în piață, cum că botoxul ar reduce depresia. Să ne explicați de ce. Să știți că nu este toxina botulinică care reduce expresia, ci senzația care avem după tratament. Să știți că suntem din ce în ce mai activi și din ce în ce mai atenți la aspectul nostru fizic. Și odată ce ne simțim mai bine în pielea noastră, clar că ne simțim mai bine în totalitate. Lucru care ajută și la dispariția depresiei. Când ar trebui să începem cu tratamentele injectabile? Există o vârstă propice pentru asta? Este interesantă și pusă la punct întrebarea. Trebuie să înțelegem că avem pacienții, într-adevăr, care vin la 17-18 ani unde avem niște tratamente de îngrijire, să mai ajutăm puțin să curățăm tenul. Când discutăm de tratamente anti-aging, de exemplu cu toxina botulinică și acid hialuronic, de obicei când apar primele semnale de îmbătrânire, trebuie să ne înțelegem că noi când discutăm de anti-aging, discutăm de anti-îmbătrânire. Dacă îmbătrânim, să îmbătrânim mai lent și mai frumos. Și odată ce apar aceste mici riduri, e bine să le tratăm, să prevenim decât să le tratăm odată ce sunt foarte profunde și nu putem să facem nimic. Și care ar fi vârsta medie la care se întâmplă lucrul acesta? Probabil la tratamente mini-invazive ca tratament anti-aging undeva la 30 de ani, 35 de ani. Și dacă vorbim de intervenții chirurgicale?
Când discutăm de intervenții chirurgicale, este alte discuții, că noi în cadrul chirurgiei asta estetică facem și reconstrucție, facem și malformație la copii și există niște vârste care putem și mai fragede să apelăm la fel de fel de tratamente. Când discutăm de pur și simplu estetic, în frumusețare, da. Probabil augmentarea sânilor de la 19-20 de ani, modelarea nasului tot peste 20 de ani, liftingul facial peste 45-50 de ani, depinde foarte mult că fiecare din noi îmbătrânește altfel. Fiecare dintre noi îl deranjează în anumite perioade a vârstei. Fiecare dintre noi îmbătrânește diferit. Astfel încât foarte important, într-adevăr, este consultația. Și cât de important este ca oamenii să meargă la medicul estetician și să se consulte cu acesta? Pentru că bănuiesc că un specialist poate să dea cel mai bun verdict și cele mai bune sfaturi în același timp. Așa este. Deci cel mai important lucru pentru noi cu primul contact cu pacientul este consultația. Prima consultație la noi cadru clinice poate dura chiar 4-5 până la 60 de minute. Este foarte important să vedem ce își dorește pacientul, să analizăm pacientul, dar să dăm și noi punctul nostru de vedere, fie estetic, fie din punct de vedere medical, și să încercăm să ajungem la un echilibru. Nu uităm că rolul nostru este și să educăm pacientul. Da, putem să-i sugerăm ce să facă în anumite perioade a vieții. Este important să explicăm ce este natural, ce este frumos, este important să explicăm ce produse folosim, ce experiență avem în spatele nostru, astfel încât tot asta durează uneori chiar și peste 60 de minute. În ce măsură dau intervențiile estetice dependență și cum putem să nu ajungem în situația de a deveni dependenți? Pur și simplu, nu știu dacă independență rea sau independență bună. Important este să ne simțim bine în pielea noastră și să apelăm într-adevăr la o clinică, la un medic cu experiență, care la urmă este o afacere, dar la urmă suntem medici și trebuie să explicăm, să înțelegem pacientul și să spunem exact asta facem, asta nu facem. Și este foarte important să știm să trimitem acasă pacientul. Vi s-a întâmplat să trimiteți acasă pacienți? Zilnic? Normal, că nu întotdeauna rezonăm cu pacientul. La fel când pacientul vine la noi, trebuie să ne înțeleagă să-i place de noi. La fel și eu ca medic trebuie să mă înțeleg cu pacientul. Și dacă văd că își dorește ceva care este ieșit din comun, ceva care nu este natural, sau dacă exagerează, clar că este dreptul meu să refuz pacientul frumos și să-l trimit chiar și la un alt medic. Cea mai recentă operație sau intervenție care vi s-a cerut și vi s-a părut că depășește barierele eticii? Chiar săptămâna trecută o pacientă care își dorea augmentarea de fese, dar nu pentru un rezultat natural, și ceva foarte, foarte exagerat și clar, că i-am explicat care sunt limitele noastre, ce acceptăm să facem și ce nu, și la urmă i-am recomandat frumos să mai gândească puțin. Și credeți că a avut rezultat? Sau a mers în altă parte? Eu măcar sper că da. Vorbeam despre bărbați și despre faptul că și bărbații apelează tot mai des la intervențiile estetice, la clinicile de specialitate. Ce cer bărbații cel mai des? Bărbatul știe exact ce îl deranjează și ce își dorește. Știi? Deci el vine, domnul doctor, arăt puțin mai obosit datorită faptului că am cearcăne. Fac multe întâlniri prin Zoom și se uită direct la față și văd că sunt obosit. Ce pot să mă ajut? Să-mi spune, domnul doctor, mă deranjează puțin riduri aici la frunte. Riduri care acum 2, 3, 4, 5 ani nu l-am avut. Haideți să rezolvăm asta. Și astfel încât trebuie să construim încrederea împreună cu pacientul, să apele la tratamente micuțe, mini-invazive, dar care dau exact rezultatul care își dorește pacientul. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate aceste sfaturi. Mulțumesc! Mergem mai departe. Apar noi detalii în legătură cu exploziile de anul trecut de la gazoductul Nord Stream. Autoritățile germane investighează noi piste, iar într-una dintre ele apare și numele unui cetățean român, Ștefan Marcu, care ar fi închiriat iahtul de pe care s-a făcut detonarea. Potrivit noilor dezvăluiri, urmele duc chiar spre Ucraina. Autoritățile germane investighează dacă un grup de 6 oameni a fost implicat în sabotajul de anul trecut al gazoductului Nord Stream din Marea Baltică, care face legătura între Rusia și Germania. Unul dintre ei este un ucrainean cu numele unui român, Ștefan Marcu. Bărbatul, în vârstă de 26 de ani, ar proveni dintr-un oraș situat la sud-est de Kiev și se pare că este membru al forțelor armate ucrainene. Există într-adevăr o persoană cu numele de Ștefan Marcu în țara noastră. Conform anchetei, adresa și data nașterii de pe documentul fals
corespund datelor reale, dar se presupune că adevăratul Ștefan Marcu nu ar fi părăsit România. Andromeda este numele iahtului închiriat de pe care se crede că ar fi fost efectuate atacurile. Unii dintre membrii grupului ar fi prezentat pașapoarte false bulgărești și românești proprietarului. Vasul a fost închiriat de la o agenție de turism fictivă din Polonia, înființată și deținută tot de ucraineni. La bordul vasului închiriat, anchetatorii au găsit ulterior urme ale unui explozibil despre care spun că ar fi de grad militar și capabil de a fi folosit sub apă. Chiar dacă cetățenii ucraineni ar fi fost implicați în atac, aceștia nu trebuie neapărat să fie acționați în numele guvernului de la Kiev. Cu toate acestea, analiștii se îndoiesc că o operațiune de o asemenea amploare ar fi putut fi executată cu succes. Investigațiile sunt încă în curs de desfășurare, iar anchetatorii nu exclud nici ipoteza că sabotajul ar putea fi o operațiune sub steag fals pusă în scenă de Rusia, iar autorii să fi lăsat în urmă dovezi false pentru a da vina pe Ucraina. Festivalul de la Cannes înseamnă nu doar filme de calitate, dar și un adevărat spectacol de modă. Veterani sau debutanți, cei care defilează pe covorul roșu al festivalului, țin zilele acestea prima pagina revistelor din lumea întreagă. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Pădurea Băneasa este cel mai întins spațiu verde de pe teritoriul capitalei. Din martie 2020, zona a fost denumită Pădure Parc, un spațiu perfect de relaxare și infuzie de verde și aer curat. Dar tocmai pentru că este o zonă preferată de locuitorii Bucureștiului, este și o imagine a lipsei de civilizație, de care dau dovadă uneori conaționalii noștri. Lângă mine se află Andreea Oprea, reprezentant al Asociației Pastel, o organizație care vine cu un proiect interesant, igienizarea zonelor despopulate ale Pădurii Băneasa. Ce îi spun bună ziua și mulțumesc că ești alături de noi. Bună și mulțumesc pentru invitație. Aveți o acțiune în sensul ăsta, da, de igienizarea Pădurii Băneasa. Când începe curățenia? Este o amplă acțiune de igienizare, pentru că avem aproape 200 de voluntari înscriși până în momentul de față. Sâmbătă, pe 27 mai, de la ora 10. Deci nu este, transformăm Pădurea Băneasa într-un alt fel de loc, nu un loc pe care îl folosim de obicei pentru plimbare, relaxare și așa. Ne mobilizăm, da, să facem un lucru bun, să curățăm spațiul care a fost murdărit de cei care nu au fost la fel de responsabili, să le spunem așa. Pădurea Băneasa este deja un spațiu foarte, foarte interesant și este o comoară pentru noi, cei din mediul urban. Și noi doar o vom frumuseța, ca să spun așa, o vom igieniza și vom recicla deșeurile pe care le vom strânge împreună cu voluntarii noștri. Spuneai că s-au înscris deja 200 de voluntari, se mai pot înscrie oamenii și dacă da, unde? Da, pe site-ul nostru, pe www.asociațiapastel.ro, există un formular pe care îl puteți completa și vă așteptăm cu mare drag. Avem nevoie de ajutor. Dacă nu putem să ajungem fizic neapărat sâmbătă aceasta, cum putem să ajutăm? Puteți dona, puteți susține proiectul și, desigur, vor mai fi ocazii, pentru că nu vreau să ne oprim aici. Este al doilea proiect de genul acesta. Primul a fost în anul 2022, în aceeași lună, anul în care am igienizat Parcul Natural Văcărești, împreună cu aproape 60 de voluntari. Am reușit să strângem 6 tone de deșeuri pe care le-am reciclat și suntem foarte mândri de acest proiect, de aceea ne dorim să îl facem cu recurență, așa cum ne stă nouă bine la Asociația Pastel. 60 de tone, 60 de voluntari? 6 tone, 6 tone, 60 da. De voluntari? Da, da, da. Nu este o cifră deloc mică. În jumătate de zi. Ce crezi că o să se întâmple sâmbătă în Pădurea Băneasa? Veți depăși acest record? Ne așteptăm la rezultate similare și sperăm să depășim această cifră. Este un pic diferit pentru că în Parcul Natural Văcărești am avut deșeuri destul de voluminoase. Aici nu ne așteptăm neapărat la astfel de deșeuri, dar eu chiar sper să atingem măcar 6 tone.
Cu siguranță că este un pas, da, mic, dar foarte important, și oamenii trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să ne protejăm spațiul verde și că nu este bine să aruncăm la întâmplare deșeuri peste tot. Cum putem să educăm pe oameni în sensul ăsta? Prin acțiuni de genul acesta, dar și în ce alte feluri? În primul rând, de acasă. Cred că acasă este locul în care putem să ne autoeducăm și să ne educăm copiii, ca toți să contribuim la un mediu mult mai curat. Dacă acasă vom reuși să reciclăm și să producem o schimbare din interiorul casei și din interiorul familiei noastre și să discutăm cu apropiații, prieteni, colegi și să povestim cum procedăm noi și care sunt cele mai bune metode și care sunt pașii, cred că este un pas înainte. Și cât de nocivă este, da, poluarea spațiului verde. Da. Andreea, îți mulțumesc pentru prezență și succes cu acțiunea de sâmbătă. Mergem mai departe. Profesorii se vor întâlni astăzi din nou cu premierul Ciucă, după ce ieri reprezentanții elevilor și părinților au mers la guvern și nu au obținut nicio soluție concretă. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea Amalia Chiriță. Amalia, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, Livia. La ora 17, premierul se va întâlni din nou cu sindicaliștii din educație pentru a găsi o soluție în contextul grevei. Nicolae Ciucă spune că astăzi trebuie neapărat să ajungă la o soluție. Acesta a adăugat că este inadmisibil ca un profesor la începutul carierei să câștige un salariu net de 2500 de lei. La negocierile de astăzi nu va fi prezent liderul PSD Marcel Ciolacu. În schimb, vor participa ministrul Muncii Marius Budăi, ministrul Educației Ligia Deca și probabil va ajunge și ministrul Finanțelor Adrian Căciu. Aceasta este deja a treia zi de grevă în care profesorii nu mai predau în școli. Pentru a încheia greva, dascălii cer creșterea salariilor pentru debutanți de la 2500 de lei la 4000 de lei. Cei cu vechime ar trebui să câștige până la 7000 de lei. La discuțiile de ieri, guvernanții le-au propus doar niște stimulente profesorilor debutanți și celor din medii defavorizate. Răspunsul a venit din nou: profesorii nu vor încheia mediile elevilor. Dacă nici după discuțiile de astăzi nu se va ajunge la o soluție, profesorii vor organiza mâine un nou protest în fața guvernului, la care vor participa 15.000 de oameni. Livia? Mulțumesc, Amalia. Darius Vâlcov s-a predat ieri în Italia. El fugise în această țară în urmă cu 3 săptămâni. Colegul meu, Cristian Cosmaciuc, vine cu detalii. Cristi, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit! Fostul ministru de finanțe, dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, s-a predat la o secție de poliție din orașul italian Napoli. Faptele pentru care Vâlcov a fost condamnat ar fi fost comise în urmă cu mai bine de 10 ani, pe când acesta era oraș al municipiului Slatina. La acea vreme ar fi încasat peste 1,5 milioane de euro de la omul de afaceri Teodor Berna, după ce a intervenit pentru ca acesta să câștige mai multe contracte cu autoritățile publice. Organele legii din România aveau informații că Vâlcov ar fi fost în zona Milano, unde avea stabilite interese de afaceri încă de dinainte să fie condamnat definitiv. Procesul în urma căruia Darius Vâlcov a fost condamnat la închisoare a durat 8 ani. Vâlcov este ultimul pe o listă lungă de condamnați fugari care și-au găsit refugiul în Italia sau Grecia. Cei aflați în Italia își deschid afaceri în această țară, plătesc taxe și angajează avocați scumpi pentru a încercat să evite extradarea în România. Livia? Mulțumesc, Cristi. Este blocaj în coaliția de guvernare. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că își depune mandatul vineri, asta în condițiile în care Marcel Ciolacu refuză să preia conducerea executivului, până când nu vor fi rezolvate problemele grevei din educație și a pensiilor speciale. Ciucă a mai anunțat că după ziua de vineri va decide dacă va rămâne în guvern. Singura certitudine este că viitorul guvern va avea 18 ministere. Astăzi, președintele Iohannis a anunțat că pe 30 mai se va încheia rotativa. Se consumă ziua de vineri și voi lua o decizie. Până luni voi lua o decizie. Există în momentul de față discuții, negocieri, astfel încât fie există varianta protocolului, fie negocieri și reasumare de ministere la nivelul fiecărui partid din coaliție.
Zeci de părinți au reușit să păcălească statul român în ultimii 3 ani și au primit indemnizații uriașe pentru creșterea copilului fără să muncească măcar o zi. Se angajau la firme fantomă și prin contracte false aveau salarii care ajungeau și la 7.000 de lei. Banii primiți din indemnizații, adică 85% din salariu, îi împărțeau cu patronii acestor firme. Astfel, prejudiciul a ajuns la peste 1 milion de euro. 48 de mame și 10 tați au încasat de la stat bani fără merit și fără să miște un deget. Totul a început în 2020, dar abia acum părinții escroci au fost prinși de polițiști și duși la audieri. În acest caz vorbim despre o metodă foarte bine pusă la punct. Oamenii care aveau firme mici sau chiar firme fantomă mergeau în zonele Chitila și în Ferentari și le băteau la ușă oamenilor care aveau copii mici. Le propuneau să-i angajeze la ei la firmă și le făceau contracte în așa fel încât beneficiarii să primească lunar 85% din salariu. Și vorbim aici despre un salariu mare, cu între 5.000 și 7.000 de lei. Odată ce acești bani intrau în cont, erau împărțiți. Jumătate mergeau la patronii firmelor, iar jumătate la părinți. În acest fel, statul român a suferit un prejudiciu de ordinul milioanelor de lei. Părinții erau angajați pe diferite funcții, de la secretare la funcții de conducere, iar posturile erau decise în funcție de prieteniile cu patronii firmelor. Ca să ia bani degeaba, unii apar și ca vânzători la magazine de haine sau lucrători în spălătorii auto. Aceștia ar fi depus acte false care să le ateste fie calitatea de angajat, fie cuantumul veniturilor. Până la acest moment, prejudiciul este aproximat la undeva la 5.500.000 de lei. Patronii firmelor care au angajat urmează să fie identificați de polițiști. Ulterior vor fi duși ei la audieri. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au pus în aplicare 58 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, uz de fals și fals în declarații. Infracțiunile comise de părinți au fost descoperite de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială în urma verificărilor făcute la Inspectoratul de Muncă și ANAF. Cea mai mare platformă de streaming din lume, Netflix, care este și preferată de mulți români, introduce o taxă suplimentară. 2,90 de euro pe lună va fi taxa pentru conturile care sunt împărțite și cu alte persoane. Platforma a început deja să înștiințeze și pe utilizatorii români de noua taxă. Inițial, Netflix a introdus această taxă doar în câteva țări. Este aproape cât abonamentul total pe alte platforme, precum Amazon Prime sau HBO Max. Gigi Becali și-a ales antrenorul pentru sezonul viitor. Imediat la Focus Sport aflăm despre cine este vorba. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Încet, încet vin zilele de vară. Ne mai sperie cât o ploaie scurtă, dar deja merită să ne gândim la vacanță. Haideți să vedem ce vești ne aduce colega mea Roxana Gheorghean pentru zilele următoare. Roxana! Bună ziua, Livia! Bun găsit tuturor! Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, așadar de astăzi de la ora 12 până diseară la ora 23, în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La rafală se vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră. De asemenea, sunt posibile vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Haideți să vedem cum va fi vremea în întreaga țară. Astăzi avem parte de vreme caldă, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Vor fi înorări și averse în Banat, Crișana, Maramureș și după amiază și la munte și în Dobrogea. La noapte sunt anunțate ploi, în special în centrul și în sudul țării. Vântul va sufla slab și moderat, iar minimele vor fi mai ridicate decât cele specifice datei și se vor situa între 7 și 17 grade. Mâine va fi cald în toată țara, însă la munte, în sud și în vest, vremea va fi schimbătoare. În partea de est a teritoriului, vântul va fi activ. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 28 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme, însă vă aștept cu date noi de la meteorologi la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă în continuare, numai bine! Festivalul de la Cannes înseamnă nu doar filme de calitate, dar și un adevărat spectacol de modă. Veterani sau debutanți, cei care defilează pe covorul roșu al festivalului, țin zilele acestea prima pagină a revistelor din întreaga lume.
Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV de la ora 18, colega mea Andreea Berecleanu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. Noi continuăm pe Prima News, o după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere!